europenii sunt tot mai reticenți în fața cetățenilor români. Peste 20 de state ne-au stabilit condiții speciale la granițe. Unii nu ne mai primesc, alții cer teste pentru COVID-19. În țară, deși sunt tot mai multe cazuri noi, PSD nu mai vrea să voteze legea privind carantina elaborată de guvern. Aflați motivele invocate în această seară. Iar ministrul Educației a anunțat că este puțin probabil ca în toamnă anul școlar să înceapă în formatul obișnuit cu toți elevii în bănci. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara! Cu 413 cazuri noi după o zi de duminică în care s-au prelucrat mai puține teste și focare în 6 orașe, autoritățile confirmă că ar putea institui măsuri de restricție în anumite zone din țară. Deocamdată nu s-a luat nicio decizie, iar ministrul Sănătății susține acum că nu putem vorbi de revenirea la sala de urgență. Chiar și așa, medicii fac un apel la responsabilitate. Aceștia ne avertizează că trebuie să fim atenți la orice simptom respirator, chiar dacă ne simțim bine, pentru că boala evoluează imprevizibil. De duminică până luni la prânz au fost prelucrate mai puțin de 7.000 de teste și au fost confirmați pozitiv încă 413 români. Fiecare zi aduce în unitățile sanitare cazuri noi de COVID-19, iar acum în toată țara sunt internați aproape 8.000 de pacienți. 235 dintre ei sunt în secțiile de terapie intensivă, unde medicii se luptă să îi salveze. Iar focarele se extind în unitățile sanitare, unde zilnic sunt confirmate tot mai multe cadre medicale. 83 sunt acum doar la Spitalul Județean din Galați, la fel și 24 de pacienți. Toate locurile din ATI sunt ocupate, așa că va fi adusă o unitate mobilă de terapie intensivă. Pentru a suplimenta capacitatea acestei secții COVID, secții ATI COVID, au fost deja ocupate. Și pentru a reuși să gestionăm toate cazurile grave care vor apărea în perioada următoare. Epidemiologi trimiși de la Constanța se vor ocupa de această situație, însă ministrul Sănătății a decis să trimită Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control pentru anchetă. S-au complicat lucrurile și în Buzău, unde mai mulți angajați ai Direcției de Sănătate Publică sunt acum infectați cu SARS-CoV-2. Din această cauză sunt testate doar urgențele. Încercăm să ne organizăm activitățile astfel încât să răspundem solicitărilor urgente, să stabilim prioritățile și să temporizăm situațiile care pot suporta amânare. Însă nu doar în Galați sau Buzău sunt foarte multe cazuri noi de COVID-19. Argeș, Dâmbovița, Prahova, Brașov și București sunt în continuare zone cu focare. Nu este exclus ca autoritățile să instituie local măsuri de restricție. Domnule ministru, ne putem întoarce totuși în starea de urgență? Ați făcut o declarație acum câteva zile în care nu excludeați acest lucru. În ce situații ne-am putea întoarce? În situațiile în care vom avea o supra-solicitare a tot ce înseamnă sistem medical. Deci nu ați exclus să ne întoarcem în starea de urgență? Nu, dar nu este momentul acum. Există un algoritm, un calcul, la câte zile, la câte cazuri? Nu. Noi urmărim evoluția de la o zi la alta. În măsura în care vom avea un număr mare de cazuri și cazuri grave, critice, care vor supra-solicita terapie intensivă, atunci ne gândim și la alte măsuri. Pe de altă parte, medicii ne atrag atenția să nu ignorăm simptomele, chiar dacă avem impresia că starea noastră de sănătate este bună. Situația se poate agrava rapid, iar consecințele vor fi pe termen lung. Ai un simptom respirator, să-i spunem banal, de tipul o tuse uscată, o oarecare jenă la respirație, o oarecare stare așa de disconfort respirator, adică ceva care consider, mai ales dacă ești fumător, că e normal, asta nu înseamnă că plămânul tău este normal. Există o discordanță enormă între ceea ce vedem la tomografie și ceea ce simte sau ceea ce spune omul că simte. Sunt voci științifice de data aceasta, foarte pertinente, care atrag atenția că boala se va complica cu fibroză pulmonară, capacitatea de efort va fi dramatic redusă. Este o boală care impactează nu doar plămânul, și inima, și sistemul nervos, și pancreasul, și rinichiul. Prin urmare, vor fi o serie de efecte secundare pe care va trebui să le gestionăm și să vedem care va fi impactul pe termen lung asupra calității vieții acestor pacienți. Până acum, aproape 22.000 de pacienți au reușit să învingă boala și au fost externați. Creșterea numărului de îmbolnăviri ne izolează de restul lumii. Deși este sezonul vacanțelor, din ce în ce mai multe țări din Europa impun restricții de intrare pentru români. Până acum, peste 20 de state ne-au stabilit condiții speciale. Cosmin Stan a studiat lista și are detalii.
Mulți europeni s-au speriat și și-au închis granițele pentru români. Ca să vă faceți o idee, iată, acestea cu roșu sunt țările care în momentul de față interzic accesul cetățenilor români. Este vorba despre Republica Moldova, Lituania, Finlanda, Bosnia-Herțegovina și Malta, cu mențiunea că micuța insulă din Mediterană va ridica această restricție din 15 iulie. La fel, accesul în Republica Moldova este interzis până la aceeași dată și nu s-a hotărât încă dacă restricția va fi prelungită sau nu. Alte țări însă au anunțat că îi vor primi pe români, dar doar dacă ei vor veni cu dovada că s-au testat pentru COVID-19 și că rezultatul este negativ. Ungaria solicită din 15 iulie două teste negative, în engleză sau maghiară, realizate în ultimele 5 zile la interval de 48 de ore unul de celălalt. Dacă nu aveți așa ceva, veți intra în carantină pentru 14 zile. În plus, veți fi examinați medical și în cazul în care veți avea simptome ale infectării cu COVID, nu vi se va permite intrarea în țară. În Austria, de asemenea, mai puteți intra acum doar dacă prezentați un certificat medical în engleză sau germană cu un test negativ pentru SARS-CoV-2 numai vechi de 4 zile. Dacă nu-l aveți, la fel veți intra în carantină pentru 14 zile. Din 15 iulie și Grecia le va solicita românilor care vor să intre pe cale rutieră deocamdată un certificat medical cu rezultat negativ la testul pentru COVID, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea sosirii la graniță. În plus, rămâne valabilă obligația de completare a formularului de localizare, iar cei care sosesc în Grecia pe calea aerului pot fi în continuare testați aleatoriu în aeroport, urmând să stea în izolare 24 de ore până la aflarea rezultatului. Și în Cipru, dacă vreți să ajungeți, aveți nevoie de un test negativ pentru COVID-19, datat cu maximum 72 de ore anterior călătoriei. Iar în Islanda, dacă nu vreți să stați 14 zile în carantină, vă puteți testa pe aeroport. Alte țări europene, cele cu galben pe această hartă, nu s-au mai complicat cu testarea și cer românilor să intre în carantină sau izolare pentru 14 zile. Este vorba despre Muntenegru, Slovenia, Slovacia, Letonia, Estonia, Olanda, Marea Britanie sau Irlanda. Și Norvegia îi vrea pe românii în carantină, dar doar pentru 10 zile. În fine, Danemarca le cere cetățenilor români să facă dovada la intrarea în țară a unei rezervări pentru cel puțin 6 nopți la o unitate de cazare locală. Ar mai fi de spus faptul că la aproape orice graniță vi se va cere să completați înainte de trecerea frontierei un formular de localizare și de asemenea ați putea fi supuși unei examinări medicale. În tot acest timp, în București, la presiunea liderilor din țară, PSD nu mai vrea să voteze legea privind carantina trimisă de guvern în Parlament. Șeful interimal al formațiunii, Marcel Ciolacu, anunță că legea trebuie îndreptată în dezbateri ample cu societatea civilă și cu medici. Toți socialdemocrații propun ca bolnavii de COVID-19 să fie izolați gradual în funcție de gravitatea bolii. În spatele ușilor închise, unii dintre ei ar fi spus chiar că acest virus nu există. În lipsa legii, sute de bolnavi, unii cu simptome, pleacă acasă din spitale. Liderii PSD din țară au fost deranjați că deputații partidului au votat săptămâna trecută proiectul de lege al guvernului care definește izolarea și carantina pentru cei cu boli contagioase, inclusiv COVID-19. Argumentele lor sunt surprinzătoare. Eu nu vreau să mă trezesc în situația în care dumneavoastră sau eu sau familia noastră să fim luați de pe stradă de poliția medicală. Nu medicii conduc această țară. Medicii sunt consultați. Unii lideri PSD au cerut lui Marcel Ciolacu să voteze împotriva proiectului. Au fost însă și voci mai temperate care au propus ca proiectul să fie modificat în Senat. S-a invocat în ședință inclusiv faptul că în această dimineață tatăl colegului lor, Mihai Tudose, s-a stins. Era confirmat cu COVID-19. Socialdemocrații au propus ca bolnavii să fie ținuți în carantină sau în izolare graduală în funcție de caz și de gravitatea bolii, iar măsurile să fie stabilite după discuții cu medicii. Adică, cu alte cuvinte, nu te ia direct din casă și te duce la izolare sau în carantină. Dar unde sunt te anumite duce prima oară? Acte medicale și anumite discuții și în funcție de gravitatea cercului în care te învârți, să pun aceste condiții. Curtea Constituțională a decis că astfel de restricții privind izolarea și carantina pot fi introduse doar prin lege și nu prin ordin al ministrului sau prin hotărâre de guvern. Încă de la începutul lunii, de când decizia CCR a fost publicată în Monitorul Oficial, bolnavii de COVID-19 nu mai sunt obligați să stea internați ori suspecții să stea în izolare sau în carantină. Guvernul a trimis la Parlament proiectul nou de lege abia în 5 iulie și de atunci aleșii tergiversează luarea unei decizii. Nu este nici cel mai mic ping-pong. Singurul lucru pe care îl văd eu este că PSD-ul și eu personal suntem acuzați că suntem la
dispoziția președintelui sau nu suntem. La propunerea PSD, noua lege va introduce noi reguli pentru ca bolnavii de COVID-19 să poată fi internați, însă asimptomaticii să nu mai fie obligați să rămână în spital. Cei care se întorc din alte țări ar putea fi testați obligatoriu în țară, iar cei care au intrat în contact direct cu cei diagnosticați pozitiv să stea în carantină la domiciliu. Eu nu pot să mă duc la medici de infecțioase și să-i spun de ce ați decis să internați bolnavii. Acești pacienți care refuză internarea cu simptomele ușoare și merg acasă, se agravează, nu sunt monitorizați adecvat, nu spun la medici care este starea lor și că starea lor se agravează, se țin până în ultimul moment și după care dau telefon la 112 familia lor clar să spună că bolnavul este agravat. Noile reguli nu vor intra însă în vigoare mai devreme de săptămâna viitoare. Mizerie, dejecții deversate în mare, restaurante și locuri de cazare fără autorizație. Toate au referit pe plaja de la Tuzla, considerată ultima zonă sălbatică de pe litoralul nostru. Cum a fost posibil, vă lămuriți în câteva momente. În mai puțin de 2 luni ar trebui să înceapă școala, însă cel mai probabil clopoțelul va suna pentru prima dată virtual. Ministerul Educației a anunțat astăzi că varianta deschiderii anului școlar în formatul obișnuit este puțin probabilă. Este luat în calcul un scenariu mixt în care unele ore să se desfășoare la școală în grupe restrânse și în ture, iar altele în online. Pentru asta însă, până la toamnă, toți elevii trebuie să fie dotați cu tablete. În plus, specialiștii în educație spun că mulți profesori nu sunt pregătiți pentru predarea pe internet. Dacă numărul cazurilor va crește foarte mult până în septembrie, toți elevii vor începe școala pe internet, anunță ministrul educației. Și în scenariul optimist, o parte dintre copii nu vor ajunge la școală. Cel mai bun scenariu va fi dacă Ministerul Sănătății va face această recomandare, acela în care elevii, unii dintre elevi vor fi la școală, iar alții vor urmări cursurile în sistem online. Decizia finală va fi luată de Ministerul Educației doar cu aprobarea Ministerului Sănătății. Până atunci, însă 250.000 de elevi trebuie să primească tablete pe care să poată învăța online. Ministerul Educației a început procedura de licitație pentru achiziția tabletelor și a alocat 150 de milioane de lei pentru echipamente. Deocamdată există doar un termen. Termenul este impus în caietul de sarcini, este 10 septembrie. Asta înseamnă că ar trebui să avem tabletele în școli. Până atunci însă dascălii încearcă pe cont propriu să-și ajute elevii. Un profesor de limba și literatura română din comuna Țibana a reușit să înduplece Ministerul Educației să trimită 100 de laptopuri liceului tehnologic din localitate. Printre cei care pot învăța acum e și Denisa, unul dintre cei mai buni elevi ai școlii, care nu avea nici telefon, nici internet. Pentru mine a fost foarte greu, deoarece nu m-am putut descurca. Am lucrat la colega mea, pe telefonul mamei ei. Cum s-au descurcat copiii cu școala asta online? Cu un singur telefon, 3. Unul la clasa 11, unul de clasa 8 și copilul de la clasa 5. Tinerii nu beneficiază de dispozitive care să le permită accesul la lucrul online așa cum poate ar trebui. Specialiștii din educație spun că este nevoie de un plan național de instruire atât a cadrelor didactice cât și a elevilor. Trebuie o leacă și prelucrați acești elevi pentru a ști cum să le folosească, pentru că altfel s-ar putea unii dintre ei să se uite la aceste tablete ca la niște OZN-uri. Deocamdată, organizația Teach for Romania a demarat Academia de Pedagogie Digitală. 80 de profesori vor fi ajutați timp de 6 săptămâni de 30 de traineri să folosească internetul, să țină cursuri și să creeze lecții utile pentru elevi. Ce înseamnă pedagogie digitală? Ce vor învăța efectiv? Cum să alternezi învățarea în interacțiunea online sincron, cum suntem noi acum, cu învățarea acasă? Vor învăța să, cât e de important să dezvolți autonomia la copii. E important cu atât mai mult când ești în online să existe foarte multă claritate pe sarcina pe care tu o oferi copilului. În prima etapă a formării, profesorilor vor participa la lecțiile practice și 300 de elevi. Risc biologic major. Sute de tone de materiale sanitare periculoase provenite de la spitale și centre de carantină cu bolnavi de COVID-19 au fost abandonate pe câmp și chiar în locuri publice de anumite firme care colectează deșeuri. Conform legii, acestea trebuie duse la incinerator în cel mult 24 de ore. Dar vorbim despre o procedură costisitoare.
Polițiștii de la arme, explozivi și substanțe periculoase au descoperit în urma unui control declanșat la nivel european, numit Retrovirus, 211 tone de deșeuri periculoase, provenite din spitale sau centre de carantină. Cea mai mare cantitate, de 209 tone, a fost localizată în Ilfov și Giurgiu. Totul a început în mai, când polițiștii au fost anunțați că pe un câmp din localitatea Dobroiești, județul Ilfov, erau aruncate cantități uriașe de deșeuri medicale periculoase de la spitale COVID, printre care și măști, halate și mănuși. Anchetatorii au făcut apoi percheziții la domiciliile suspecților și la sediile unor firme care colectează deșeuri. Și pentru mai multe probe au extins ancheta în Giurgiu. Acolo, la sfârșitul lunii iunie, au găsit o remorcă plină cu deșeuri medicale periculoase colectate în aprilie, deși conform legii trebuiau distruse în cel mult 24 de ore. Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Conform legii, deșeurile periculoase, cum sunt încadrate și echipamentele din spitalele care tratează pacienții cu COVID, trebuie incinerate. Evitarea unor costuri de incinerare sau chiar și de transport până la un incinerator. Uneori se mai întâmplă și ca incineratorul respectiv să refuze pentru că spune, domnule, mi-am depășit capacitatea. În total, polițiștii și comisarii gărzii de mediu au făcut 282 de controle. Au fost deschise 6 dosare penale. Acțiunea a fost una de amploare desfășurată în toată Uniunea Europeană. Au fost constatate 7 infracțiuni în care sunt cercetate 17 persoane. Față de 3 dintre ele a fost dispusă măsura reținerii, iar ulterior a fost dispusă arestarea preventivă, au fost aplicate 43 de sancțiuni contravenționale. Și oamenii trebuie să aibă grijă unde aruncă măștile și mănușile de protecție. Specialiștii în mediu ne dau câteva sfaturi. Ar fi bine să fie puse în niște pungi care să fie puse în interiorul cubelei de gunoi. Tocmai pentru că ele să nu fie la dispoziția, nu știu, copiilor, animalelor, și atunci ele să fie izolate cumva de circuitul zilnic. Doar Ministerul Sănătății ar putea să declare aceste deșeuri periculoase și să ceară autorităților locale să instaleze pubele separate pentru măști sau mănuși. Cum litoralul este probabil cel mai aglomerat loc din țară, de astăzi plajele vor fi monitorizate cu o dronă. Autoritățile vor să vadă, printre altele, dacă șezlongurile și chiar cearșafurile pe care stau oamenii sunt la distanță unele de altele. Colegul meu, Adrian Corpin, este la malul mării și vine cu informații suplimentare. Bună seara, Adrian! Bună seara, Oana! Bună seara, doamnelor și domnilor! Până acum au fost făcute 8 zboruri cu drona și au fost monitorizați 12 km de plaje, dar cei de la Apele Române spun că vor să supravegheze tot litoralul românesc, pornind de la Sfântul Gheorghe, din Delta Dunării și până la Vama Veche. În primul rând sunt cartografiate plajele închiriate, acolo unde autoritățile vor să stabilească dacă cei care administrează plaja respectă cel puțin 2 metri între șezlonguri. Dacă este lăsat și un cordon liber de 6 metri, pornind de la primul rând de șezlonguri până la malul mării. Acest cordon este folosit de autorități pentru a interveni, vorbind de salvamari și de medici. Și în ultimul rând, cei de la Apele Române vor să afle dacă este lăsat liber, sunt lăsați liber cei 30% din suprafața de plajă închiriată, acolo unde turiștii pot să facă plaje pe cearșaf sau pe șezlong. Cei de la Apele Române spun că datele obținute au o eroare de doar câțiva centimetri. Cu alte cuvinte, cei care vor contesta posibilele amenzi au șanse foarte mici de câștig. Și tot aceste drone vor fi folosite pentru a indica zonele afectate de alge. Este pentru prima dată când pe plajele românești sunt folosite drone pentru supraveghere și intervenție. Atât de la malul mării, la revedere! Adrian, mulțumesc! Continuăm cu o situație revoltătoare descoperită de inspectorii de la Protecția Consumatorului pe plaja de la Tuzla. Indivizi care pun mai mult preț pe profitul lor decât pe frumusețea locului au ridicat acolo 10 de construcții ilegale aproape de mal. Restaurante și spații de cazare neautorizate strică farmecul locului. Și mai grav este că mulți aveau conducte de apă reziduală care deversau direct în mare. Considerată până nu de mult ultima zonă sălbatică de pe litoralul românesc, plaja Tuzla a fost invadată de gunoaie și de construcții ilegale. Peste 100 de spații de cazare improvizate în corturi și căsuțe au fost ridicate fără autorizație. Majoritatea nu sunt acordate la utilități, iar unele au haznalele săpate lângă izvoarele de apă. Ăsta e viitorul turismului. Aici e și dormitor și păzesc paharele, ținute igienic.
Lângă locurile de cazare, terase care pregătesc mâncare în condiții considerate insalubre de inspectorii de la Protecția Consumatorului, îi expun pe turiști riscului de îmbolnăvire. Aici un bar sau? Nu, este o asociație. Asociație? Ce asociație este? Asociația artiștilor care... Care ce face? Ne autosustinem singuri. Pare că și comercializați. Nu comercializăm nimic. Această locație comercializează produsele? Absolut nimic. Pare că da, totuși. Pare că nu. Pare că da, dați-mi voie. Pare că aici este frigiderul meu cu mâncarea mea. Da. Și așa arată, după cum bine vedeți, cu laptele meu de la stână. Nu există autorizații de construcție, nu sunt forme legale de a se desfășura activități economice în zona aceea. Consumatori, turiști stau acolo, bând apa aceea infestată probabil cu tot felul de bacterii din haznalele învecinate și pune în pericol cu siguranță viața turiștilor. Pentru neregulile găsite, Direcția de Sănătate Publică a dat amenzi de 10.000 de lei, iar cea sanitar-veterinară de 30.000 de lei. Poliția a sesizat parchetul. Reprezentanții primăriei din Tuzla, care administrează zona, susțin că nu știau nimic de dezastrul de la plajă. Acum promit că vor lua măsuri. Vom colabora cu instituția prefectului și împreună vom căuta o bază legală. Cei care au ridicat ilegal construcții pe plaja de la Tuzla au fost somați să le demoleze. Supărați, aceștia s-au strâns în fața primăriei. Operatorii de plajă care au concesionat plaja nu-și fac treaba ca și operator de plajă, să-și monteze coșuri de gunoi, să-și monteze toalete ecologice. Iar primăria Tuzla, pentru faptul că e în litigiu, a permis ca pe tot terenul ăla de acolo să se construiască tot felul de bungalouri. Mama mea a făcut demersuri în mod repetat și anii precedenți pentru a se găsea o formă de legalitate. Nu se desfășoară activitate comercială, cel puțin de către pescarii care sunt înscriși. Până la rezolvarea situației, activitățile de comerț și cazare pe plaja de la Tuzla au fost închise. Talentați și extrem de căutați, inclusiv în alte țări, tot mai mulți designeri români de obiecte își fac simțită prezența în piață. Cu ce creații au captat atenția publicului și cum reușesc să supraviețuiască într-o perioadă atât de dificilă, aflați imediat. Centrele de testare COVID din întreaga țară s-au aglomerat și se fac liste de așteptare care se întind pe câteva săptămâni. Cererea este extrem de mare după ce mai multe țări au anunțat că le cer românilor la graniță dovada că nu au COVID-19. Așadar, cei care plănuiesc o vacanță în străinătate trebuie să ia în calcul și în cât timp primesc rezultatul, dar și costul destul de ridicat al testului. Vă rog frumos să stați mai îndepărtat un pic. Mergeți mai în față, doamnă! În Arad, numărul celor care cer să li se facă testul COVID a crescut de 4 ori în ultimele zile. Cei mai mulți doritori aleg să meargă la spitalul de stat, unde tarifele sunt la jumătate față de cele percepute de privați. Aici testarea costă 215 lei, iar rezultatele sunt gata în 24 de ore. Intenționam să merg cu mașina și la tranzitul Ungariei, Sloveniei se cere acest test. Dacă la începutul săptămânii aveam în medie câte 15 solicitări, 15 programări pe zi, iată că acum am ajuns să depășim 60 de programări pe zi. Pentru românii care au nevoie să se testeze înaintea plecării în vacanță, Ministerul Sănătății a afișat pe site-ul propriu o listă de laboratoare din rețeaua publică. Numai că în multe județe din țară, acestea abia fac față solicitărilor urgente venite de la spitalele care îngrijesc pacienții COVID. Nu avem cum să deservim simultan pe laboratoarele noastre și patologia și ce înseamnă la cerere. Orice încărcare a laboratorului cu teste întârzie obținerea rezultatului pentru un pacient care este bolnav. În Brașov, de exemplu, testarea la cerere poate fi făcută doar în laboratoarele private, care sunt la rândul lor asaltate de solicitări. Deja s-au făcut liste de așteptare. Sunt absolut convinsă că va exista o presiune din ce în ce mai mare și de aceea rugămintea este totuși ca lumea, atunci când știe că pleacă în concediu, să-și facă programare, chiar dacă programarea este peste 2 sau peste 3 săptămâni. În Argeș, laboratoarele private au anunțat deja că nu pot oferi rezultatele mai devreme de 72 de ore. Mai mult de 200 de teste pe lună nu cred că vom putea efectua pentru cei care pleacă în vacanță. Odată obținute testele, trebuie traduse în limba țării de destinație, iar asta înseamnă o cheltuială în plus de minimum 50 de lei. Alina Bica a fost plasată în arest la domiciliu în Italia de judecătorii Curții de Apel din Bari. Fosta șefa DIICOT va aștepta acolo finalizarea procedurii de extradare în România.
În țară are de ispășit o condamnare de 4 ani de închisoare pe care a primit-o la sfârșitul anului trecut pentru favorizarea făptuitorului. Potrivit unor surse judiciare italiene, în astfel de cazuri, decizia se ia în 10 zile. Dată în urmărire internațională, Alina Bica a fost capturată vineri. Zilele extrem de călduroase urmate de ploi în rafală au dus la înmulțirea excesivă a insectelor. Așa se face că medicii trag un semnal de alarmă. Sunt tot mai multe cazuri de pacienți mușcați de căpușe cu alergii sau înțepături multiple. Pentru siguranța noastră, specialiștii ne sfătuiesc să nu ieșim din casă fără să ne luăm măsuri de protecție care să țină la distanță insectele. Această pacientă a avut ghinionul să fie mușcată de căpușe de 4 ori în această vară. Peste tot sunt. Am scos cu metoda chibritului. De acasă mă fac pe picioare, dar mă trezesc pe urmă și pe burtă. Cele mai multe probleme sunt în zonele cu ape și cu vegetație multă. Așa că dacă mergeți la plimbare, folosiți în prealabil creme, spray-uri sau brățări care țin departe aceste gâze supărătoare. Nu putem ieși afară seara fără spray. Nu dăm pe piele. Noaptea la fel, fără aparat, nu putem dormi. Iau unguient și spray-uri lângă măscuță, în perioada când mergem în concedii, pentru protecție. Țințar, căpușe și alte insecte care înțeapă. Medicii spun că cele mai multe înțepături apar la copii. Prezența la doctor se impune atunci când vorbim de o mușcătură de căpușă. În mod normal, acești pacienți ar fi mers la spitalele de boli infecțioase, dar cum acestea sunt spitale COVID, ajung la urgențe sau la dermatologie. Am văzut, din păcate, destul de multe căpuși. Știți că există frica destul de mare de bolile transmise de acestea. Vedem și mușcături de paianjen, mușcături de furnici. Periculos este și tigrul de platan, originar din America de Nord. Insecta poate da iritații celor alergici și chiar șoc anafilactic, avertizează medicii. Unele dintre ele sunt dăunătoare în mod direct și aici aș face referire la insectele hematofage denumite, adică cele care sug sânge. Țânțari, cum îi numesc popular oamenii, de asemenea puricii, păduchii și câteva specii de ploșnițe. În unele zone sunt populații destul de mari și atunci pot să fie, sigur, periculoase în mod direct. Doctorii spun că și în cazul unor alergii puternice cu stări de rău este obligatorie prezența la spital. Acasă, în grădină sau balcon, anumite plante, precum busuiocul, menta sau crăițele, pot ține la distanță țânțarii, de exemplu. Pentru mii de elevi care au dat evaluarea națională în condiții excepționale, iată că și admiterea la liceu a fost greu de gestionat. Anul acesta nu m-au avut practic corijenți, iar mediile au fost cu aproape un punct mai mari față de cele din 2019. Din acest motiv, mulți nu și-au estimat corect șansele și au completat greșit fișa de opțiuni pentru admitere. Deși au note bune, au rămas nerepartizați la liceu și trebuie să se orienteze acum către școlile profesionale. Izabela a fost mereu premiantă la școală și a avut media de admitere 8,23. A pus pe lista de opțiuni doar 15 licee și era convinsă că va intra la unul dintre ele. La afișarea rezultatelor a avut însă un șoc. Eu mă uitam, mi-apărea un X, nu știam ce înseamnă asta. Am tot dat telefoane, am întrebat-o pe doamna dirigintă și mi-a spus că este din cauza că n-am fost repartizată la niciun liceu dintre cele puse de mine. N-am avut cuvinte, am început să plâng, mi-era frică de ceea ce urma să se întâmple. 8.750 de elevi au rămas nerepartizați din cauza că media lor este mai mică decât cea necesară pentru a intra la liceele dorite. Problema e că în toată țara au rămas neocupate doar 3.400 de locuri. În Ialomița, de pildă, sunt 195 de candidați și niciun loc liber. Doi elevi din Giurgiu care aspirau să învețe la un colegiu de elită din capitală au rămas nerepartizați, deși au medii de peste 9,50. Unul dintre ei a absolvit școala generală cu 10 pe linie. Ei ar putea ajunge într-un liceu tehnic de la ei din județ. Copiii și părinții s-au orientat după mediile de admitere din anii trecuți, însă la examenele din această vară notele au fost cu un punct mai mari decât de obicei. Au refuzat să completeze toate opțiunile posibile, pentru că mai ales copiii cu medii peste 8 și-au dorit să ajungă la licee, la colegii, la licee foarte bune, ceea ce n-a fost posibil, pentru că anul acesta mediile au fost mult mai mari. Elevii slabi, care nici nu mai intrau în examene, au avut de această dată șansa lor. Anul acesta, numărul de corigenți, de exemplu, la clasele a 8 a fost mult mai mic decât în anii precedenți. Am avut o rată de promovabilitate de mai mare de 99%. Cei care au rămas nerepartizați pot ocupa un loc liber la un liceu mult mai slab cotat în etapa a doua a admiterii. Unii vor fi nevoiți chiar să-și părăsească orașul, altfel ajung la o școală profesională. Este posibil să opteze de asemenea pentru învățământul profesional dual,
pe locurile la fel care au rămas libere. În învățământul profesional sunt aproape 50.000 de locuri disponibile. Lămpi din beton sau jucării, mobilier din carton ori hârtie. Toate se află pe lista creațiilor inovative care în ultimii ani și-au găsit loc în casele românilor. Meseria de designer de obiecte a cunoscut o ascensiune evidentă până acum, când pandemia a dus la scăderea vânzărilor. Marii producători de serie nu riscă să investească prea mult în creații unicat. Așa că artiștii se bazează pe atelierele proprii, pagini de vânzare online, dar și târguri de profil. Primești și unealta pentru a o sparge. Această piatră vine în toate ambalajele. Această lampă din beton armat cu capac din plută, LED-uri în interior și fier este creația lui Dragoș Motică și costă 1000 de lei. A devenit deja faimoasă și e vândută în toată lumea. Tot în acest stil, un alt designer de obiecte din Iași reinventează reclamele de pe vremea comunismului și le transformă în obiecte de iluminat în interior. Literele după aia le pune ori într-un context din ăsta cu beton, cu fier, cu plastic, cu rășină. În capitală, peste 200 de designer români de obiecte din toate colțurile țării s-au adunat sub același acoperiș care adăpostește creativitatea și inovația și au expus aici peste 700 de obiecte unice și vor treptat să aerisească și să modernizeze încăperile în care ne petrecem timpul. Din 2012 încoace, mulți creatori români au început să cucerească scena internațională în domeniu. Pentru a se dezvolta la scară mare, au însă nevoie de fabricile de producție din România, dar puține au îndrăzneala să mizeze pe aceste proiecte inovative. Inovația este întotdeauna un risc. Majoritatea fabricilor românești sunt deținute de persoane trecute de o anumită vârstă, neobișnuite cu tipul de business din ziua de azi. Nu spun că nu fac business, fac business foarte bine, dar nu fac business creativ, nu fac noutate. Iar pentru a investi în creativitate, trebuie să ai curaj. Georgiana a renunțat la meseria de agent de turism pentru a face lămpi din jucăriile copilăriei. Cel mai greu este să-mi aleg prima jucărie cu care încep lampa. Prima jucărie a fost cântărețul. Cântărețul cu chitară, iar de aici am pornit o mare distracție. Prețurile pornesc de la 300 de lei și diferă în funcție de dimensiunea lămpii. Folosesc vopsea acrilică, iar culorile sunt la alegere. Mă joc cu diverse culori în funcție de abajur. Și obiectele de decor sau mobilă din produse reciclabile și personalizate în fel și chip sunt tot mai apreciate. De pildă, aceste lăzi de lemn în care până acum se depozitau fructe și legume. Lădițele ne ajută foarte mult și la spațiu de depozitare. Ele sunt foarte versatile, sunt foarte practice. Prietenos cu mediul, ușor de montat este și mobilierul din carton. În ciuda aparențelor, este rezistent. Singurul inamic este apa. Cererea este în creștere, într-o creștere permanentă. Prețurile pleacă de la 25 de lei pentru un taburet și pot ajunge până la 1200 de lei pentru o canapea. Focar de coronavirus la o fermă agricolă din nordul Angliei, unde lucrează și 10 de muncitori români. Cel puțin 72 din cei 220 de zilieri angajați acolo s-au infectat cu SARS-CoV-2. Celor testați negativ li s-a cerut să intre în izolare și să stea în grupuri mici pentru a reduce riscurile. Pe de altă parte, primarul orașului ni s-a impus purtarea măștilor la adunările cu mulțimi mari de oameni, după ce la un concert în aer liber, mii de participanți au ignorat orice regulă. Cam la fel stau lucrurile și cu turiștii germani aflați în vacanță în Mallorca. Potrivit presei britanice, majoritatea celor 220 de muncitori de la ferma agricolă din comitatul Herefordshire sunt din România și Bulgaria. Acești zilieri sunt cazați în 30 de containere în care, spun surse citate de presa de la Londra, nu se respectau nicicum regulile de distanțare fizică. De aceea, apariția acestui focar de coronavirus a fost o chestiune de timp. One individual and then another small group of individuals were symptomatic. And Mr. and Mrs. Green arranged very quickly for those individuals to be tested and made us aware of that situation. And we did proactive mass testing of all the people who work on site. Conform presei locale, muncitorii zilieri plăteau 50 de lire pe săptămână pentru cazarea în containere. Pentru recoltat brocoli și fasole verde câștigau 9 lire pe oră pentru primele 48 de ore de muncă pe săptămână și apoi salariul creștea la 11 lire pe oră. The evidence that we have is that there's very limited amount of time in which some of the individuals have actually gone off the site, and we understand where that's happened. La rândul său, primarul din Nisa a cerut guvernului francez ca măștile să devină obligatorii la marile adunări publice după un concert din weekend animat de un DJ local, unde s-au înghesuit mai bine de 5.000 de oameni, pe renumita esplanadă Promenade des Anglais.
Rețelele de socializare au fost invadate de mesaje de indignare pentru că mai nimeni nu purta mască și, evident, gesturile de distanțare socială au fost ultima grijă a petrecăreților. Relâche un petit peu. On avait pas encore eu de soirée jusqu'à présent et ça fait du bien. Après 3 mois d'enfermement, on est bien là. Malgré qu'on n'a pas le masque, ça fait du bien d'un peu se lâcher quoi, de profiter des événements. Cu toate acestea, medicii avertizează. Nos jeunes concitoyens doivent être très très prudents. Bien sûr, ils peuvent déclencher un Covid et il sera peu grave. Mais n'oublions pas qu'ils peuvent le transmettre. Ils peuvent le transmettre à leurs parents, ils peuvent le transmettre à leurs grands-parents. On est bien dans quelque chose qui est aujourd'hui une responsabilité collective. Ministrul german al sănătății și-a criticat compatrioții pentru că nu respectă regulile de distanțare socială în vacanță și uneori nici pe cele de bun simț. Asta după ce au apărut asemenea imagini filmate în weekend la Mallorca. Grijulii să-și apere reputația, zeci de turiști germani și britanici au făcut scandal după ce au consumat alcool fără limită. Bilder, die wir am Wochenende von der deutschen liebste Insel gesehen haben, von Mallorca mich besorgen. Müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird. Als Synonym dafür, dass dort, wo ohne Einhalten von Regeln und darauf ohne aufeinander achten, gefeiert wird. Und ich sage noch einmal, ich verstehe ja die Ungeduld dabei. Aber dort, wo eben miteinander gefeiert wird, das Infektionsrisiko besonders hoch ist und wenn dann die Rückreise ansteht und einsetzt, damit das Risiko im Übrigen auch für alle anderen im Flieger, aber eben auch für alle anderen zu Hause entsteht. În multe regiuni spaniole, inclusiv în insulele Baleare, purtarea măștii este obligatorie în public. În tot acest timp, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat o zi record de noi cazuri de coronavirus depistate în lume, aproape 230.400 în 24 de ore. Mai mult de jumătate dintre acestea în Statele Unite și în țările Americii de Sud. America a înregistrat un nou record zilnic de infecții, peste 66.500, dintre care un sfert doar în Florida. Dacă ar fi o țară, Florida ar ocupa locul 4 în lume în privința numărului de teste pozitive. Peste 3,5 milioane de americani au fost infectați cu SARS-CoV-2. What we're looking at is what I think is going to be one of the most unstable times in the history of our country. Numărul noilor cazuri de infectare a crescut de la o săptămână la cealaltă în cel puțin 33 de state americane. Cel mai rău este în Florida. Doar în 24 de ore au fost raportate peste 15.000 de noi infecții, încă un record pentru o singură zi. Numbers are going up and it is precarious and we're on the edge. Our ICUs are getting more stressed. We're looking at horizons that scare us. It's a scary time. We're going to have to start moving regular beds into ICU beds, so we're clearly being strained at this point. În plină criză, președintele Trump și unii dintre colaboratorii săi de la Casa Albă îl contestă tot mai mult pe epidemiologul Anthony Fauci, mai ales după ce acesta a afirmat că Statele Unite nu s-au descurcat grozav în comparație cu alte țări în gestionarea crizei coronavirusului. Democrații au reacționat cu furie și indignare. Dr. Fauci is the most respected voice in the country on how we ought to be dealing with this pandemic. And to be trying to sideline him or diminish him or discredit him is just atrocious. Fauci este printre oficialii din domeniul sanitar care insistă pentru importanța purtării măștii în public. Sâmbătă și președintele Trump a purtat în sfârșit la un centru medical. I've never been against masks, but I do believe they have a time and a place. Virusul care a bulversat o lume întreagă a afectat inclusiv industria șampaniei. Oamenii au puține de sărbătorit, așa că în ultimele luni vânzările au scăzut cu peste 75%. Pe lângă lipsa încasărilor, producătorii au o problemă și cu spațiul de depozitare. Pe aceste coline se întinde regiunea Champagne din nordul Franței, cunoscută în întreaga lume pentru licoarea care îi poartă numele. Champagnea este băutura regilor, vinul iubirii și al izbânzii, spunea o scriitoare. Doar că nu și anul acesta, spre deosebire de 2019, când s-au vândut 300 de milioane de sticle. Dar acum, pandemia de coronavirus a afectat grav și această industrie. Potrivit estimărilor specialiștilor, vânzările vor scădea cu cel puțin o treime față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu restaurante și baruri închise sau evenimente precum nunți sau botezuri mai rar, șampania nu mai are căutare. Principalii producători de șampanie au deja în depozite o mulțime de sticle încă nevândute și cel mai probabil n-or să mai aibă nevoie de recolta din acest an. Ca acest proprietar de Podgorie cu 2 hectare de viță de vie. Ah ben, au niveau des petites appellations en Champagne, oui, on n'a jamais vu ça, une appellation aussi basse. S'il n'y a pas de débouché, on n'en fera rien. Quoi. Soit ça va partir au vinaigre ou par terre. Quoi. Champagne has been produced in this region for hundreds of years. It's a luxury product, but it is based on agriculture.
and on the laws of supply and demand. And at the moment, we're simply not drinking as much champagne or wine as we used to, and that's having a huge impact on the business model. Orașul Reims, capitala provinciei, este plin de firme de renume care produc șampanie. În total sunt 33.000 de angajați, la care se mai adaugă cel puțin 120.000 de muncitori sezonieri. Ensuite, au fur et à mesure des années, on cherche à s'adapter à un monde qui évolue beaucoup, les goûts du public. On va réduire les pourcentages de sucre, on va créer des cuvées rosées. Et puis là, d'un coup, on a une crise que l'on n'a jamais connue, mais que personne n'avait imaginé. Anul trecut, aproape 4 milioane de oameni vizitau această zonă faimoasă în toată lumea pentru licorile sale atent selectate. Acum, din cauza pandemiei, depozitele unde se produce șampania le oferă turiștilor doar tururi virtuale. Președintele Poloniei Andrzej Duda rămâne în funcție pentru al doilea mandat după alegerile de ieri, pe care le-a câștigat însă cu 51,2% din voturi, practic cea mai strânsă victorie prezidențială din Polonia de la căderea comunismului în 1989. Una dintre marile mize ale scrutinului o reprezintă viitorul relațiilor încordate cu Uniunea Europeană. Duda este un conservator aliat cu guvernul naționalist al Partidului Lege și Justiție, iar rivalul pe care l-a învins aproape la limită este primarul social-liberal al Varșoviei. Victoria lui Duda ar putea însemna o continuare a reformelor controversate în domeniul justiției, dar și continuarea opoziției față de avort și drepturile minorităților sexuale. Mergem mai departe cu un incendiu de amploare produs la bordul unui portavion american, în urma căruia cel puțin 17 militari și 4 civili au fost răniți. Nava de peste 250 de metri lungime era în dana portului din San Diego, iar flăcările au fost atât de puternice încât au emanat un nor uriaș de fum negru vizibil ore bune deasupra orașului american. Focul a izbucnit pe punte, însă au putut fi auzite și mai multe explozii. În zona au fost trimiși foarte mulți pompieri. Portavionul fusese dus la baza navală din San Diego pentru lucrări de mentenanță. Cel mai mic și mai iscusit jucător de basket din lume se află în China. În așteptarea contractelor viitoare, băiețelul de 2 ani își perfecționează acasă îndemânarea. Deja a devenit vedetă pe internet, unde are peste 400.000 de fani. Acasă, juniorul se joacă doar cu mingile de basket și are vreo 40. Filmulețele postate de părinții micuțului Li din Luju, un oraș din provincia chineză